Bună ziua, mă numesc Natalia și astăzi discutăm despre ceva ușor, practic, dar în primul rând bine de știut. Nu știi încă dacă e bine să schimbi tehnologia de iluminat din casă sau apartament și cauți informații despre eficiența economică a becurilor? Atunci acest filmuleț este pentru tine, căci te va scăpa de mare bătaie de cap. Cu toții cunoaștem clasicile becuri incandescente, care au un consum destul de ridicat de energie electrică. Însă, datorită noilor tehnologii în energetică, au fost create becurile LED, care au un consum mult, mult mai scăzut decât cele simple, respectiv având și o eficiență mult mai sporită. Așadar, eu vă propun să facem un simplu calcul, ca să ne dăm bine seama că totuși, în urma folosirii becurilor LED, putem economisi financiar la facturile pentru energie electrică. Nenumărate cercetări au demonstrat că LED-urile au o durată de viață mult mai mare, până la 30.000 de ore, spre deosebire de cele incandescente, care au maxim 1.200 de ore. Consumul de energie electrică reprezintă un alt factor important în care LED-urile iarăși se clasează pe primul loc, cu un consum destul de redus, spre deosebire de cele incandescente. De exemplu, un bec incandescent ce consumă 100 de W emană aceeași cantitate de lumină ca și un bec LED ce consumă doar 12 sau 15 W. Și totuși, dacă încă nu te-am convins cât de mult economisești în urma folosirii becurilor LED, îți mai arăt un simplu calcul, ce a fost efectuat în baza unui apartament cu două odăi, ce folosește mediu la 10 becuri. S-au luat în calcul 10 becuri incandescente cu un consum de 60 de W fiecare la un preț mediu de 5 lei. Respectiv, investiția inițială este de 50 de lei. În cazul becurilor LED, unde la fel avem 10 becuri cu puterea de 9 W fiecare la un preț mediu de 58 de lei, investiția totală fiind 580 lei. Dacă e să presupunem că becurile vor fi utilizate câte 4 ore de pline pe zi, atunci în cazul becurilor incandescente vom avea un consum de energie de 2400 de W, iar cele LED cu aceeași ore de funcționare vom avea un consum maxim de 360 W. Lunar, la becurile simple avem un consum de 72 de kW, spre deosebire de cele LED, unde avem doar 10,8 kW. Cu toții cunoaștem că tariful pentru 1 kW în Republica Moldova este de 1 lei și 92 de bani, primind lunar o factură la energie electrică la 138 de lei și 24 de bani în cazul becurilor obișnuite și doar 20 de lei și 74 de bani în cazul celor LED. În cele din urmă constatăm că economisim 117 lei și 50 de bani lunar, astfel putem recupera investiția inițială a becurilor LED în 4-5 luni, cu economie anuală de 1410 lei. Concluzia este una clară. LED-ul reprezintă cea mai eficientă soluție de iluminat la momentul actual și cea mai bună economie pe termen lung. Decizia de a folosi unul dintre aceste două becuri îți aparține în totalitate, iar Supraten îți oferă soluții optime la cele mai bune prețuri.